Mulțumesc pentru invitație. Da, am peste 20 de ani, încă mai am păr. Să vedem ce urmează. Vreau să felicit Felebaru și Viorela, repede de tate. Trebuie să ne punem targeturi înalte. Asta am încercat să facem și noi în SAR. Este un mic început. Sunt pași mici făcuți. Vă felicit pentru schimbarea conceptului. Pentru că am peste 20 de ani, chiar o să-mi spun și ochelarii pentru ce urmează. Aș vrea să încep de la piață. Dacă ați văzut, de ce pornesc de la piață? Deoarece, în profita scăderii pe RCA, există o evoluție pozitivă pe clasele facultative. Asta demonstrează efortul comun al asigurătorilor și al brokerilor pentru dezvoltarea sustenabilă a pieței și încercarea de diversificare a portofoliului. E adevărat, Life, piața, nu a sporit față de semestrul 1-2018, însă chiar și în această situație, după o creștere de circa 20% în 2017 versus 2016, demonstrează că rămâne cu potențial ridicat și cu perspective stabile. Vedem Casco, care își continuă revenirea, Property evoluează constant, aceste linii indică o stabilizare a portofoliilor și totodată potențialul nevalorificat al liniilor facultative. Nu aveți pe tablă, dar din câte știu, e adevărat că l-am făcut repede, avem și un plus 25% pe pierderi financiare, plus 19% pe trebări. Ce vreau să zic este că e un efort comun, imens, de acoperire a părții care scade și de acoperire și a tuturor clienților care ne reprezintă pe produse facultative. Se remarcă mai ales creșterea substanțială și pe sănătate, care ilustrează interesul clienților și utilitatea acestor produse, atât corporate cât și retail. Bun. Ne uităm puțin la partenerii noștri brokeri. Sunt de departe partenerii importanți ai asigurătorilor și, bineînțeles, ai clienților. Haideți să ne uităm în 2008. În 2008 erau 30% din piață. În 2013, ca să o luăm sistematic, aveau 49% din piață, dintre care 59% din online. În semestrul 1-2018, conform datelor oficiale, au 61,9% din piață, dintre care 75% din online. Acest parteneriat, după cum vedeți, s-a dezvoltat accelerat în ultimii 10 ani. Iar dacă splităm, vedem și această forță pe non-life. Vă felicit pentru ceea ce ați realizat. Ne-am uitat puțin și pe piața de brokeraj. După cum vedeți, astfel arată piața de brokeraj conform statisticilor de la ASF. Din cele 3,1 miliarde de lei intermediate, asigurările generale reprezintă puțin peste 3 miliarde de lei. Astfel, 54% reprezintă asigurările RCA plus CRM, 22,8% asigurări CASCO și 9,2% de incendiu și calamități. Ascultați și prima parte, veniturile brokerilor au crescut cu 11,6% față de anul semestrul 1-2017, ajungând la 525 de milioane de lei. Dar ce vreau să vă arăt aici? Nu știu dacă se vede, dar este elocvent dacă vă uitați la culoarea roșie. Lucrurile sunt însă mult mai nuanțate la nivelul Uniunii Europene și nu trebuie să scăpăm aceste aspecte din vedere. Distribuția este foarte diversă. Brokerii, în roșu, au un rol ceva mai redus în structura distribuției pieselor de asigurări pe non-life. Acesta se află pe non-life. Dacă ne uităm pe life, e aici vă arăt în diferite țări din Uniunea Europeană, pe, bineînțeles, pe viață și mai puțin, pentru că Bank Assurance domină aceste piețe. Acum, să revenim la Perebar. Cu toate acestea, trebuie să vedem că trebuie să recunoaștem că brokerii și Perebarul, și alături de un sicar, dar și în special Perebarul, este vocea unui segment important al industriei de brokeraj. Trebuie să profităm de acest fapt pentru a oferi clienților noștri servicii de o calitate mai bună. Cred că împreună cu toți factorii din piață broker, trebuie să fim mult mai activ la implementarea IDD-ului, la toate provocările legislative care ne apasă și mai ales să punem mare atenție pe consumator în prim plan și în educația financiară. Astfel, ce pot să vă spun este că vorbim de ceva timp de client educat. Numai împreună putem reuși la creșterea acestui nivel.
brokerii pe rebar sunt foarte bine reprezentați geografic, trebuie să ajungem la români cu un mesaj coerent și corect privind asigurările. Noi am încercat și noi ne-am pus targeturi înalte la un SAR. După cum știți, acum avem și o altă organizare. Încercăm să avem o structură, facem pași accelerați. Avem această opțiune digitală privind educația financiară. Bineînțeles că vrem să fie mult mai dezvoltată. Astăzi suntem acum pe malul Mării Negre, avem un loc încărcat de istorie și multicultural. După cum vedeți, ne așteaptă o diversitate foarte mare și pe noi în piața de asigurări. Mesajul meu direct este să deschidem noi drumul în această direcție, să fim mai responsabili în lucruri în perspectivă pe termen mediu și lung. Astfel, am această bucurie de a-l avea în sală în partea a doua pe Alexandru Ciuncan, care va vorbi și despre viitorul asigurărilor, dând exemple concrete de bune practici din piețele internaționale. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și vă doresc succes în tot acest eveniment.